Urșii de la Timba au pășit cu stângul în prima liga basketului românesc în fața craiovenilor. Universitatea Craiova a recuperat 20 de puncte și a reușit să se impună pe final cu 72-67 pe terenul basketbaliștilor de la Timba. Este foarte greu de știu ce s-a întâmplat. O să stăm să analizăm mâine, să vedem cu exactitate ce s-a întâmplat, dar un lucru este clar, am început să nu mai jucăm ce am jucat în prima repriză și se întâmplă frecvent, poate și din cauza faptului că nu avem foarte multe meciuri tari în picioare. Ne-am pierdut din nou în fața unui rezultat foarte bun pe care puteam să-l obținem cu ușurință dacă jucam concentrați 40 de minute. Am jucat 20 de minute și n-a fost suficient.